Nu de curând v-am prezentat noul Renault Austral, care urmează să fie și în versiune hibridă. Bă, dar de 6, 8, 9, 10 luni tot îmi ziceți, Qashqai e-Power, Qashqai e-Power. De ce Qashqai e-Power? Bine, mă, bine, hai, v-am adus Nissan Qashqai e-Power. Hai să vedem ce are mașina atât de interesant, de tot ce o vreți pe canal. Și mai avem o întrebare de răspuns. De ce Nissan Qashqai, care e făcut pe aceeași platformă cu Renault Austral, pe CMF, CD-ul ăsta nou, deși împarte platformă, împarte ampatamentul, împarte motorizările cu Renault Austral, împarte cutia de viteze, aia X-Tronic cu Renault Austral. De ce la versiunea hibridă Nissan nu a vrut sistemul hibrid pe care îl dezvoltă Renault acum și o să-l pună și pe Bigster și pe Austral, ăla hibrid de 1.2, 200 de cai putere. Deci au ales versiunea asta de e-Power, care este un sistem hibrid total, total diferit. Ei bine, asta aflăm noi astăzi. Gata, hai, nu mai lungim că deja apune soarele, nu știu cum o să filmăm clipul ăsta. Da, Nissan Qashqai e-Power, mașină cu Luci Popa, începe! Dar înainte de toate, am pus Ford-ul la vânzare. Contactați-mă pentru detalii, vă dau raportul cald vertical gratis. Însă, dacă nu vreți să cumpărați Ford-ul și vreți să cumpărați altă mașină, raportul cald vertical cu 20% reducere din linkul din descriere, pentru că urmăriți mașini cu Luci Popa, vă poate spune dacă mașina a fost furată, mătrășită la kilometraj, inundată, de America, taxi sau dacă s-a ascultat manele în ea. Ce-i drept, car vertical nu are toate răspunsurile, dar dacă iei mașina pe nevăzute din străinezia sau nu ai mecanic, nu ai reprezentanță unde să o duci, raportul car vertical poate fi o unealtă utilă. Hai să vorbim întâi despre prețuri. Deci mașina asta încă e făcută în Anglia, la Sunderland. Pleacă de la 28.000 de euro cu TVA inclus și ceva mărunțiși fără rabla pentru versiunea 1.3, da, cu cutie manuală în echiparea de bază Vizia. Da, dacă vrei un hibrid, trebuie să mergi de la Accenta în plus, că sunt Vizia, Accenta, Enconecta, Tecna și Tecna Plus. Și le poți avea de la Accenta până la Tecna Plus, poți avea hibridul. Și dacă vrei un Tecna Plus cum e ăsta, uite ăsta de aici, 45.000 și ceva mărunțiși fără rabla. Merită sau nu? Vedem imediat. Însă, dacă ați văzut review-ul meu la mașina asta, evident nu e-Power, pe AutoVantage acum câțiva ani, am spus că este surpriza, sau a fost printre surprizele anului, pentru că a crescut în calitate foarte, foarte mult. 5 stele de siguranță la testele Euro NCAP, da? Un Tecna Plus din ăsta cu jante pe 20 și e-Power a trecut testul Elanului cu 77 km pe oră, o viteză bună pentru un SUV. 3 ani garanție, 100.000 km, însă dacă vrei garanție extinsă până la 6 ani și 150.000 km, trebuie să scoți din buzunar 1.000 de coco, da? Deci, dacă e o chestie pe care eu o recomand. Dacă tot ai 45.000 pe mașină, mai dă frate 1.000 de euro în plus și pe garanție. Și mai o glumă cu Nissan Qashqai, cum că ar fi un cash cow, adică o vacă de mulți bani. Pentru că la cât de multe Qashqai-uri s-au vândut, chiar a făcut Nissan bani cu mașina asta. În 2022, mașinuța asta a fost a 21-a cea mai vândută mașină din Europa. Peste Skoda Octavia și peste multe alte modele populare, cum ar fi Peugeot 3008. Deci nu s-a vândut deloc rău. Și pe bună dreptate. Pe Tecna Plus avem evident cele mai tari faruri. Nissan Adaptive LED Headlight, așa scrie pe ele. Faruri full LED adaptive. Dacă vrei tot ce înseamnă LED, adică fază lungă, fază scurtă, adaptive, lumini de zi, semnalizări, ceață, stopuri, frână, lumină de marș arier, totul, totul LED, trebuie să te dai pe Tecna, pentru că altfel mai primești și niște becuri. Mă refer la semnalizări, la stopuri, la marș arier și așa mai departe. Farurile bat bine. Observăm că doar astea sunt farurile, aici sunt luminile de zi și semnalizările, iar aici sunt proiectoarele dișasă, băi, baietule. Bun. Înainte să trecem la stopuri, auziți cum bâzâie mașina, nu? Ei, pentru că mașina merge mult pe electric, deja merge doar pe electric. Sunetul ăsta este ca să avertizeze pietonii că vine ceva din spate și nu e nici câine și nici tractor diesel. În spate avem așa, stopuri LED. Dar uite cât de mult se întind. Adică dacă o lovești pe undeva pe aici, cred că schimbi și stop. Așa, semnalizări, ceață, marș arier, totul este LED, baby. În bot avem noua grilă, noua siglă Nissan, pentru că toată lumea acum își schimbă emblema, Volkswagen, Nissan, Renault, Peugeot, etc. Ce mai avem? Două prize de aer adevărate și ia fiți atenți aici. Aluminiu! Aluminiu! Ușile tot aluminiu, da. Și în total salvează 21 de kilograme.
Dar și când faci accident, în loc să îndrepți, înlocuiești. Vrei să nu dai în borduri? Găsește borduri mai mici de 27 de centimetri atunci când parchezi lângă ele, pentru că Nissan-ul Qashqai, deși e SUV, are o gardă mărișoară, na, nu e chiar cel mai înalt SUV aici la bara față, da? Deci mare, mare grijă să nu zgâriați. O să o zgâriați oricum, da? Aveți mare grijă. Dacă vreodată uiți ce mașină ai, scrie aici Qashqai. Qashqaval. Platforma mașinii determină arhitectura, adică motor transversal, McPherson, chiar dacă motorul nu face nimic, doar stă și se învârte în gol și dă curent la motor electric. Dar despre asta un pic mai târziu. Jantele, de la 17 la 20, 17, 18, 19, 20, nu sar cum sar alți producători peste anumite dimensiune. 2, 3, 5, 4, 5 pe 20, frâne mari ventilate pe față și în varianta asta avem și anvelope de iarnă Pirelli Soto Zero. Pe spate, dacă ți-e versiune cu tracțiune față și jante mai mici de 20, primești puncte. Dacă ai fie jante de 20, deci obligatoriu Tecna Plus, fie versiunea cu tracțiune integrală care nu este pe e-Power, doar pe Mild Hybrid, atunci primești suspensie independentă pe spate. Interesant este că avem frâne ventilate și pe spate, cel puțin la această versiune, care e mai grea decât un Qashqaval normal. Dacă ai mașina încuiată și vrei să tragi asta, nu poți, trebuie să o descui și atunci sare. Rezervor 55 de litri cu sistem anti-băgat diesel. Nu mai poți să mai ai diesel pe Qashqai, din păcate. Ce este interesant este că, spune, după ce bagi benzină, aștepți 5 secunde, după aia scoți pompa, nu o scoți imediat. Dar nu multă lume face chestia asta. Și o pune în portbagaj dacă vrei să bagi din bidon și spune clar aici, nu da cu presiune. Hopa, s-a încuiat mașina, ia. A, poți să încui și asta. Da. Pe lângă faptul că cei de la Nissan au folosit aluminiu anumite componente ca să reducă masa mașinii, au folosit și alte tehnici de sudură ca să fie mai rezistentă mașina. Ei bine, s-au gândit și la vizibilitate, așa că montantul este mai subțire decât la generația trecută și avem oglinda asta, care nu vrea să se deschidă decât când pornești motorul, care a fost pusă pe ușă toc pentru vizibilitate sporită. Asta este cheia, o cheie de Nissan normală, scoți cheia normală așa. Hai să vedem ce poți face cu cheia la Qashqai. Încuiere, descuiere. Hai să vedem dacă geamurile coboară din cheie. Evident că dacă coboară mai și urcă, dar hai să vedem dacă urcă din keyless. Ha, nu urcă. Bun. Descuiem mașina din keyless, evident. Și observăm că avem o deschidere foarte, foarte mare. Acum, să vină cameramanul să arătăm ușa. Ușa acoperă pragurile, crossover, nu te murdărești, da? Hai să vedem materialele, moale, moale, tare, moale, sper că se vede tenta asta albăstruie, tare. Buzunarele nu sunt nici prea mari, nici prea mici, mai aici un spațiu de depozitare, comenzile pentru geamuri și memoria pentru scaunul șoferului, că avem scaun cu șofer cu memorie doar la Tecna Plus. Hai să vedem dacă avem și protecție la geamuri. Avem. Mi-a fost ceva frică. Avem în față, hai să vedem dacă avem și în spate același lucru. Geamurile spate nu coboară de tot, deci dacă vrei să ții mâna, o ții mâna doar pe aici. Hai să vedem. Avem și în spate. Și acum, hai să vă arăt ceva foarte mișto. În spate, evident, ușa acoperă pragurile, whatever, da? Deschiderea este de 85 de grade, aproape 90 de grade, ceea ce înseamnă că accesul înăuntru va fi foarte facil. Acum, tarana. Opa, material tare, dar nu mai e moale. Moale. Moale, tare, tare și aici evident nu dăm, pentru că oricum nu se întâmplă nimic, pentru că e capul neted, da? Un spațiu mai mic pentru o băutură și un spațiu din nou aici. Și avem și child lock, child lock-ul care se află aici, dar deci nu e prin cheie, e prin buton. Apropo, dacă vrei geamuri fumurii pe Qashqai, trebuie să te duci de la N-Connecta în sus, altfel primești geamuri normale. Și aici, chiar dacă pare plastic, el este de fapt un gemuleț, ceea ce înseamnă că și pasagerii, dar și tu, dacă vrei să te uiți în spate, ai aici un loc pentru vizibilitate. Montantul ce e ascuns așa în mai multe bucăți, da? Avem o dată aici, o dată aici, o dată eleronul ăsta, avem și eleron aici, adică e făcut să ascundă un pic din masivitatea mașinii și liniile mașinii. Observăm că spatele este tot sculptat, așa avem multe forme și avem și aici o protecție pentru nămol. Oricum mașina asta se va murdări, se va nămoli, mai ales că e albă, da? Măcar să aibă și chestia asta. Dacă vii cu plase, hai să vedem dacă avem portbagaj electric. Bine, electric este. Dar să vedem dacă avem cazacioc din ăla. Hop, 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 n-avem. Bun.
antenă, eleron, ștergător, noua siglă Nissan, emblema Cașcaval, e-power, plastic nevopsit, plastic vopsit, țeava e pe stânga pentru că avem rezervorul pe dreapta și cam așa arată mașina din spate. Ușor de recunoscut drept Nissan, dar e mișto că e spatele s-a sculptat, chiar arată bine, chiar dă bine. Și hai să vedem portbagajul, dacă se deschide din cheie. Opa! Se deschide. Și dacă iei mâna de pe buton, da, se deschide. Fii atent aici. Deci încă o mașină la care nu avem săgeată, da? Deci odată coboară, odată urcă. Ar fi trebuit să aibă o săgeată în sus și o săgeată în jos. Și dacă îți prinde copilul sau cap, au. Așa, are detector de presiune. Cine alege versiunea cu tracțiune față, mild hybrid, 504 litri. Cine alege versiunea e-power sau versiunea cu tracțiune integrală, 479 de litri. Însă, ce e mișto este că avem așa, una bucată podea falsă, a doua bucată podea falsă. Da? Și acum ce fac cu ele? Ce mai avem în portbagaj? Un spațiu de depozitare, al doilea spațiu de depozitare, un cârlig, două cârlige, o priză de 12 V și o luminiță aici. Și acum hai să vă arăt ce poți face cu podeaua falsă. Așa, poți să-l faci despărțitor, da? Le scoți pe amândouă și le bagi aici, da? Să faci locul mare, locul mare și frumos. Da, cum îl pui și pe ăsta? Bun, deci întâi îl pui pe ăsta și după aia îl pui și pe ăsta. Dacă vrei să rabatezi bancheta, evident, cu astea ridicate, vei avea o podea plană și bancheta e rabatabilă 60-40. Ei, dacă din întâmplare nu le pui așa, atunci podeaua nu va fi plană. Și atunci când rabatezi bancheta, da, când o ridici, hop, ți se prinde centura. Dar dacă vrei să nu ți se prindă centura, ai aici un mic lăcaș pentru centură. S-au gândit și la asta, băieți. Și nu uitați, dacă vreți portbagaj acționabil electric, haion acționabil electric, trebuie să mergeți la versiunea Tecna. Și mai e un detaliu interesant. Haionul nu e făcut din aluminiu, dar e făcut din materiale compozite și mai salvează vreo 2,3 kg față de un haion normal. Și atunci, dacă Renault și Nissan lucrează cot la cot, apropo de cot la cot, antifonare și băț, nu avem amortizor. Dacă ei lucrează împreună, de ce folosesc sisteme hibride diferite? Să dezvolți un sistem din ăsta hibrid costă milioane, zeci de milioane de euro. Dacă nu chiar sute de milioane de euro. Deci, de ce au folosit două soluții diferite? Prima variantă ar fi că Nissan merge pe altă soluție pentru că au găsit ei și aveau în dezvoltare de câțiva ani. Probabil dinainte ca Renault să se gândească la sistemul ăsta hibrid. A doua variantă este că nu e gata la celare, nu, sau n-a fost gata și n-au vrut să folosească versiunea de 1.6 care nu era chiar cea mai puternică. Adică se ducea 945 de cai, pe una din asta ai nevoie de mai multă putere, asta dezvoltă 190 de cai putere. Însă, sistemul ăsta de la Nissan este un hibrid 100% în serie, cum nu prea mai găsim pe la alți producători. Seamănă un pic cu ăsta de la Honda, dar nu e chiar așa. În ce sens? Păi, singurul motor care duce putere la roți este ăla electric, la roțile față, este cel electric, da? 190 de cai putere, 330 de Nm, simplu ca bună ziua. Apoi urmează invertorul și urmează motorul termic, ăsta despre care o să vorbim imediat, și bateria, da? Deci cam atât. Niciodată, la Honda mai merge din când în când, mai sunt conectate roțile la motorul termic. La asta niciodată, niciodată. Practic tot ce face motorul termic este să se învârtă în gol și să producă curent pentru motorul electric și pentru baterie. Motorul termic e nou. 1.5, 3 pistoane, injecție directă, turbo. Uhu! Se numește KH5T, dacă nu mă înșel. Dezvoltă 158 de cai putere, pe la vreo 4600 de rotații pe minut, și dezvoltă 250 Nm între 2200 și 2400 de rotații pe minut. Total irelevant. De ce? Pentru că acest motor mereu funcționează la turații optime pentru a produce curent electric. Da? Deci nu va fi folosit prea mult la turații mari. Ceea ce înseamnă că doar atunci când tu accelerezi la blană, poate se va auzi mai tare. În schimb, el este gândit să funcționeze în mod silențios. Ce înseamnă în mod silențios? Înseamnă că la viteze mici, turații scăzute. La viteze mari, evident, dacă ai nevoie de turații, bine. Dar dacă
ai bateria, să zicem, la jumătate încărcată, mergi pe electric și la un moment dat vine un drum pe pietriș sau vine un drum în care trebuie să mergi la vale, pornește motorul. De ce? Pentru că sunetul motorului termic este acoperit de zgomotul de rulare. Deci e gândit în toate felurile și Nissan spune că motorul ăsta învață, are un fel de tehnologie AI, un fel de machine learning și învață stilul tău de condus, învață rutele tale, se ia după niște date de navigație și învață cum să fie cât mai eficient pe măsură ce tu mergi cu mașina. Și mai mult, mașina are un raport de compresie variabil, pentru că are un actuator care modifică cursa pistonului atunci când mergi cu ea. Deci, acest motor este gândit să meargă cât mai eficient. La viteze mici, curentul care vine la motorul electric este strict din baterie. La viteze mari, când mergi constant, atunci motorul termic livrează toată puterea către motorul electric direct. Adică tot ce produce se trimite la motor. Ceea ce înseamnă că 159 de cai putere, da? 158 de cai putere, nu fac 190 cât are motorul electric. Și atunci, ce se întâmplă? Păi simplu. Atunci când ai nevoie de toată puterea, 190 de cai putere, se ia curent și din baterie, se ia curent și din motorul termic și se face suficient curent cât pentru 190 de cai putere. Dacă ai bateria goală, atunci la revedere, mașina nu o să-ți dezvolte 190 de cai putere pentru că nu are de unde să tragă curent. Deci ai 190 de cai putere doar atunci când tragi din ambele. Performanțe, 7,9 secunde până la 100 de km pe oră și viteză maximă, 170 de km pe oră. De ce e atât de mică? Simplu, pentru că viteza maximă este dată de către motorul electric. Fiind un motor electric, nu ai transmisie, nu ai cutie de viteză, ai un raport fix, exact ca la modelele electrice. Ceea ce înseamnă că te mai scapi de cutia aia multimodală de la Renault, cu 4 trepte pentru motorul termic, bine, ăla e alt sistem hibrid, și 2 trepte pentru motorul electric. Da? E mult mai simplu și, aoleu, aoleu, ne-a murit lumina. Da? Cu atât mai bine că trebuie să închidem capota. Scaunele pe versiunea Tecna Plus sunt singurele care au piele din asta. Bine, e piele, parțial piele naturală, adică pe lateral nu este, e doar pe aici piele naturală. Acum, pielea asta durează 25 de zile să fie fabricată. Da? Și după aceea vine un roboțel și matlasează chestiile astea vreo 60 de minute. Atât durează să facă un scaun. 25 de zile plus 60 de minute. Doar pe Tecna Plus le ai electrice, cu memorie, încălzite le mai ai, cu masaj și cu reglaj electric lombar pe 4 direcții. În rest ai pe 2 direcții. Acum, tot așa doar pe Tecna Plus, scaunul pasagerului este electric, fără memorie și cu masaj. Da? Deci doar pe versiunea asta de top ai aceste scaune. În rest ai textil. Asta ca să țineți minte. Acum, hai să vedem tăria scaunelor. Denis, mingea de tenis, bam, 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 ricoșează ceva. Asta pentru că, deși scaunele sunt ergonomice, foarte ergonomice, foarte bune, sincer, și nu obosești la volanul lor, impresia inițială ar fi că ele sunt un pic rigide, dar ele sunt gândite ergonomic. Deci ce e interesant că pe Tecna Plus, da, ai scaunele cu memorie, ai memorie și la oglinzi, care, apropo, memoria e pe cheie, nu e memoria pe scaune, ceea ce e destul de interesant. Și mai e o chestie, ai oglinzile care coboară atunci când o bagi în marșalier. Asta nu e ceva nemai întâlnit, însă e doar pe echiparea Tecna Plus și e doar dacă apeși pe oglinda din dreapta în marșalier. Deci, practic, tu apeși pe oglinda din dreapta și coboară amândouă, și stânga și dreapta. Deci nu e că apeși pe stânga, coboară stânga, apeși pe dreapta, coboară dreapta, nu. Amândouă dacă apeși pe dreapta. Bun, am vorbit de scaune, dacă stai în ele, chiar sunt ergonomice, au susținere laterală, sunt destul de confortabile, au șezutul un pic lunguieț, însă la drum lung nu obosești, sunt scaune bune. Volan, noua siglă Nissan, rotund un pic teșit aici la bază, subțirel, cu decupaje, e exact ce trebuie. La prima vedere pare măricel, dar e exact 37 de cm cât e standardul în industrie. Butoanele sunt mari, ușor de apăsat, ușor de înțeles, așa ar trebui făcute niște butoane pe volan. Deci foarte ok. Evident, volanul reglabil pe înălțime și pe adâncime, manual. Da? Și avem manetele care sunt destul de dure, destul de rigide, trebuie să apeși destul de tare. Și încă o chestie pe care am observat-o, doar la Hyundai, Kia și Genesis, fiți atenți aici. Dacă dai pe ștergătoare, îți apare poziția ștergătoarelor aici. Până acum n-am văzut asta decât la Hyundai și la Kia și la Genesis. Cea mai mare surpriză la Nissanul Qashqai este calitatea. Efectiv calitatea față de generația precedentă și față de prima. Prima era
bună ziua, plastic mai aveți. Și acum, fiți atenți aici. Moale. Moale. Aici nu dăm, da? Tare, tare, moale. Tare, moale. Și aici, evident, avem tare. Dar aici avem texturat, aici avem cauciuc, da? Adică, și aici avem un pic de Piano Black la climatizare. Dar, per total, asamblarea e tank. Deci mașina asta nu se mișcă absolut nimic în ea, nici măcar ecranul, nici măcar nimic. Și materialele au crescut considerabil. Până și aici, la climatizare, clicurile astea și feeling-ul butoanelor au fost făcute să fie mai premium un pic așa. Acum, hai cu spațiile de depozitare. În față văd că am căpus sticla de 2 litri și lângă ea o sticlă de 0,5. Deci, e ok. Spațiu la wireless charging acolo, două suporturi de pahare unde poți să-ți bagi diverse chestii și fiți atenți aici, cotiera pe două trepte. O dată ai tăvița, ia, e cauciucată, bun, să nu-ți drângăne, și a doua oară ai cotiera cu USB-A și USB-C. Și mai are aici un loc, foarte greu de atins, nu știu exact ce se pune acolo. Pare a fi un suport de pix sau poate suport de cheie. Nu, că nu încape cheia. Mă rog, ideea este că ai spațiu și USB-uri cât cuprinde. Și aici avem un loc pentru cablu, da? Să nu se prindă cablu. Deci toți producătorii ar trebui să facă chestia asta. Am văzut și la modele Porsche, unde nu aveai așa ceva. Apoi, spațiu de depozitare. Aici, un torpedo, nici prea mare, nici prea mic, amortizat, neiluminat, necapitonat. Da? E un torpedo oarecare. Nu avem suport pentru ochelar, pentru că avem plafonul ăsta panoramic frumos, păcat că nu putem să-l arătăm, dar uite, dacă vreți să vedeți, se vede și covertina electrică. Deci cam așa cu spațiile de depozitare. Nici prea mari, nici prea mici, mai bune decât în generația trecută. Punctul de vedere al ergonomiei, Qashqai-ul stă bine. Adică avem butoane geamuri oglinzi, memorii, aici câteva butoane pentru informații, adică head-up display, o să avem și head-up display, butonul pentru portbagaj, apoi climatizarea arată ca un amplificator din anii 80, toate butoanele sunt la vedere, este bine, da? Ați văzut, cu ecran frumos, exact așa cum trebuie să fie. Butonul de start, toate Qashqai-urile au buton de start, wireless charging, priză de 12V, aici wireless charging, frână de parcare electrică, auto hold, parcare automată, e-pedal, mod EV, moduri de rulare, schimbători de viteze și apropo, despre e-pedal-ul ăsta și despre regenerare, o să vorbim la proba de condus, pentru că sunt câteva moduri interesante care merită menționate. Suportul de pahare sunt unde trebuie, cotiera e unde trebuie, da? Aici sus avem luminile, da? SOS-ul, copertina, aici avem parasolarul cu lumină și cu suport pentru acte. Apropo, dacă ești mic, cum sunt eu, uite, eu abia, cu scaunul dat la maxim în spate, abia pot să dau parasolarul peste cap. Deci trebuie să mă dau în spate, dar că eu stau în poziția mea, îmi dau cu parasolarul în cap. Parasolarul nu extinde, avem mâneri la toate cele patru uși și avem centuri de siguranță reglabile pe înălțime. Centura de siguranță trebuie să fie pe umăr, nu prea sus, nu prea jos. Hai să vă mai arăt un lucru apropo de siguranță. Avem asta, airbag central pentru pasageri ca să nu se lovească între ei în caz de accident. Se aude? Deci, se aude cam ca sunetul de la Dacia Spring, doar că un pic mai rafinat. Oricum, tot ceea ce înseamnă sunet la această mașină, dar acum nu bipăie nimic, tot ce înseamnă sunet la această mașină este făcut de compania de jocuri japoneză Bandai Namco. Adică nu mai sunt pip, 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 sunt trudim, trudum, tiridim, daradim, șarapam. Bun, acesta este tabloul de bord, care este cel de pe versiunile superioare, adică nu ai 7 inci, ai 12,3 inci full digital. Așa cum am zis-o acum 2 ani sau anul trecut, acum 2 ani când am testat Qashqai-ul, este unul dintre cele mai bune tablouri de bord digitale din acest segment. Rezoluție bună, refresh rate bun, claritate, luminozitate. Umbli în el așa, ai mai multe meniuri, simplu ca bună ziua. Te duci și în setări, tot felul de setări și mai și personal display aici ca să vezi ce poți să pui în display-ul din stânga. Foarte tare. Mie îmi place să am viteza medie, că restul mi se pare inutile. Dar, ia fiți atent aici, te duci la change display view și ai ăsta. Deci poți să ai și acest view și se schimbă ce ai în centru în funcție de ce meniu folosești. Foarte tare. Mai mult îți spune și când oprești mașina, îți spune cât ai regenerat
folosind frânarea regenerativă despre care vom vorbi la condus. Baterie, combustibil, autonomie și aici se vede, acolo cu albastru, vedeți, semnul acela de 1, dacă a jucat 1, cu schimbă cărțile sau cum se numește, aia e cât regenerezi și aia e câtă putere folosești. Nu ai turometru, pentru că nu ai de ce să ai turometru, aceasta fiind o mașină electrică ce folosește un generator. Este un range extended electric vehicle care poartă numele de hibridă pentru că așa sună mai bine în acte. Și mai avem și head-up display-ul, un head-up display care se vede bine. Îți oferă mai multe informații atunci când mergi cu mașina decât atunci când stai. Dar e ok, mai ales atunci când folosești tempomatul adaptiv, îți arată mai multe informații acolo. Există mai multe sisteme audio și de infotainment pe Nissan Qashqai. La bază, ai un radio din ăla 2D cu o dungă așa de pixel, știi? Vine cu 4 boxe, nu recomand. Pe Accenta ai și tu frumos, 7 inch, 8 inch, acolo 6 boxe, Apple CarPlay, Android Auto, frumușel. Mai ai și o versiune de 9 inch, pe versiunile ceva mai mari și pe ăsta, pe Tecna Plus, cred că și pe Tecna vine. Dacă nu mă înșel, s-ar putea să vină și pe N-Connecta mai nou. 12,3 inch, ecran mare, frumos. Însă, vorbim acum de sisteme audio. Pe Tecna și pe Tecna Plus vine sistemul Bose, 10 difuzoare. Și este cel mai bun sistem de sonorizare din segmentul SUV-urilor compacte non-premium. Adică, tot ce înseamnă Tiguan, Atec, Tucson, Sportage, Corolla Cross, tot, nu mă interesează. Sistemul ăsta este mai bun, le-am ascultat pe toate, deci îți bubuie căciula de pe cap și nici nu distorsionează. Atât de bun, de clar și plin de bass este acest sistem. No highs, no lows, must be Bose. Eu sunt curios de ce pe alte sisteme care poartă semnătura Bose nu avem aceeași fidelitate a sunetului. Chiar sunt curios. Bravo Nissan. Cum zic englezii? Cum zic americani, Nissan. Și englezii zic Nissan. Cred că am uitat să spunem că mașina asta are și volan încălzit, dar și parbriz încălzit. Da, dar nu contează. Hai să vedem sistemul de infotainment. 12,3 inch, grafică bună, rezoluție bună, luminozitate bună. Da, next song, previous song, stop. Da, și butonul pentru camerele 360. Hai să le arătăm acum. Da, camerele 360 de grade. Dacă vrei să schimbi unghiurile, le schimbi aici. Da, avem și parcare automată. Probabil o să o arătăm la proba de condus. Acum, te duci aici, ai notificările. There are no notifications. Aici suntem la home și ai widget-uri. Widget-uri care pot fi personalizate. Ai și Amazon Alexa, Connections. Practic, tu ai nevoie de chestiile astea, aplicații, poți da des aplicații, când tu ai Apple CarPlay și Android Auto. Ai navigația mașinii, din nou, nefolosită. Media, nu-ți trebuie că ai Apple CarPlay. Apple CarPlay, îți trebuie că ai Apple CarPlay. Da? Nu merge mie harta acum. Ok, merge bine, frumos. Ok, whatever. Te duci aici la aplicații, notificări, unde sunt, GPS position, vreme, aplicații downloadate, smartphone projection, Apple CarPlay, wireless, Android Auto cu fir, cel puțin la versiunea de bază. Cred că la asta ai Apple CarPlay și Android Auto wireless în ambele variante. Acum, dacă te duci iar la home, te duci aici, ai setările, da? Setări, boss. Așa. Home și după aia setări. Vezi că apar setări diferite la fiecare. Setări de cameră. Interesant că ai multe setări pentru cameră. Contrast, brightness, culori și așa mai departe. Interesant. Camera e bună, apropo. Mergem înapoi. Setări pentru parcare, setări pentru scaun, pentru user, setări de tonuri, da? Sound, volume and beeps, da? Audio volume, button beeps și așa mai departe. Ok. Ne întoarcem. Sistem voice. Este. Sistem voice. Initial voice prompt short. Female sau male? Eram sigur. Așa. Hello, Nissan! Please say or select a command. Open all windows. You can interrupt the voice prompt and give a command immediately by pressing the push to talk button. Say phone, navigation, audio, cancelling voice recognition. Deci e aceeași voce la toate, la toți producătorii, aceeași voce. Așa, mă rog, ideea e că nu prea ai ce să vezi pe aici, da? Nu prea ai ce să vezi. E un sistem simplu. A, nu, te duci doar la setări și te duci la customize menus, customize home menu, da? Și poți să modifici, da, widget-urile. Cam asta e.
E un sistem de infotainment bun, dar tot ce vei folosi este Apple CarPlay aici, frumos, cu aplicațiile tale, frumos. Nu trebuie să intri prea des în el, la fel ca la orice sistem care are Apple CarPlay și sau Android Auto. Hai să vorbim un pic despre scaunele cu masaj. Da, poți să selectezi viteza, intensitatea, însă, spre deosebire de alte scaune cu masaj, se poate vedea că acest masaj nu face decât să te împingă. Pernuțele astea nu fac decât să te împingă, că nu au un model anume. Bine, au sus, jos sau la mijloc, dar doar fac așa, că nu au puncte. Tot scaunul te împinge, da? Acum, nu e deloc inconfortabil ceea ce se întâmplă aici, doar că nu l-aș putea numi neapărat masaj cât se mișcă scaunul. Gata! Bun, bancheta spate, da? La cap putea fi mai mult, dar ai trapă. La picioare e spațiu suficient de bun. Nu ai probleme la picioare. Ba chiar a crescut spațiul spate la picioare cu câțiva centimetri buni. Avem buzunare, guri de ventilație. La cașcaiul vechi nu am avut. USB-C, USB-A. Atenție, nu vine la toate echipările această funcție de încărcare cu două USB-uri. Țineți minte acest lucru. Da, materialele vi le-am arătat. Bancheta, în general, e bună. Stai pe spate, profilat, destul de confortabil. Mai rigidă bancheta decât scaunele din față, dacă e să o luăm așa. În spate poți să stai, nu avem un tunel median înalt, dar este lat, ok? Țineți minte trei cuvinte, Vadim Tudor președinte, da? Astea le se pierd. Când veți cumpăra mașina asta la mâna a doua, nu vor mai avea. Dacă proprietarul a avut copii, nu vor mai avea aceste căpăcele, că se pierd. Altă chestie. Centura de siguranță din dreapta, da? Trebuie băgată aici. Vedeți? Aici e greu de băgat, dar trebuie să ridici de chestia asta, care nu neapărat se ridică. Însă dacă vrei centura din mijloc, e mai ușor de pus. Însă dacă vrei să pui centura asta în asta, nu merge. Ceea ce înseamnă că mereu vei avea centura pusă în gaura care trebuie. Nu avem ceva de care să tragem ca să o deschidem. Trebuie să băgăm degetele. Două suporturi de pahare cu bază de plastic, nu de cauciuc. Nu avem ski hatch. Și mai sunt câteva chestii pe care nu le-am spus despre mașină. 1. Bateria sistemului hibrid 2,1 kWh brut 2 net, adică o baterie mare pentru un model hibrid. 2. Greutatea 1687 de kg la gol. 3. Coeficientul aerodinamic 0,31, e bună pentru un astfel de SUV. Și 4. 11 metri. Ce 11 metri? Diametrul de brancaj, 11,1 metri. Hai să o conducem o dată, că s-a făcut noapte. Hai să vedem parcarea automată. Ok. De care parcare vrem, a? Ha, ce tare, vrem așa sau vrem cu spatele? Nu, hai cu spatele, cel mai bine. Ok. Și acum hai să terminăm. Stop next to empty parking space. Păi, e sistem pe cameră sau e sistem pe mașină? Ce recunoaște ea? Stop next, o găsit-o. Ei, dăm start. A? Mai încercăm o dată. Stop. Așa, și dăm start. Semnalizează singură. Du-te, vere. Cred că e printre puținele sisteme pe care le-am întâlnit care mai și semnalizează singure. Singură schimbă treapta. De fapt, mută motorul în față și în spate. Atâta face. A parcat-o între locuri de parc, între benzi. Dar nu contează, pentru că a găsit mașina, a parcat lângă ea, totul ok. Deci frânarea e bună. Hai să mergem să o și conducem. Avem faza lungă automată și să observăm, să vedeți voi pe GoPro cum merge camera. Hai să vedem. Deci avem iPad-ul pus și mașina este pe drive, pe modul stand, pe modul eco. Poziția la volan bună. N-am absolut ce să-i reproșez. Vizibilitatea bună. Și în spate, bunicică, oglinzile sunt măricele. În lunetă vezi bine. Dar nu am nicio problemă în ceea ce privește vizibilitatea. Trebuie neapărat să spunem că mașina este foarte silențioasă. Atât de silențioasă încât este singura compactă din clasa asta, din SUV-uri compacte, care a scos sub 60 de decibel pe decibel metru pe traseul meu de test la 80 de km pe oră.
singura, am scos 59,3, deci foarte, foarte silențioasă. De ce? Pentru că, spre deosebire de generațiile trecute, s-a pus mult mai mult material fonoabsorbant în mașină. Deci, din punctul ăsta de vedere, e ok. Hai să vedem cum trage mașina. Deci, noi acum mergem pe electric și motorul termic e pornit, dar abia dacă l-auzi. Abia dacă l-auzi. Bateria văd că se și încarcă puțin. Acum, ce se întâmplă dacă iei piciorul de pe accelerație? Da? Hai să trecem pe standard, să zicem, da? Mai e pe eco, hai să trecem pe standard, da? Cred că doar pedala de accelerație ceva mai viguroasă. Acum, pe drive și fără e-pedal ai un pic de regenerare. Pe modul eco ai mai puțină regenerare. Deci pe modul eco face coasting. Și înseamnă că pe sport are mai multă regenerare. Ia. Decât pe standard, ia. Op. Nu mă, fiți atenți aici. Deci pe eco nu ai deloc regenerare dacă ești în drive. Pe standard ai un pic de regenerare. Ok, hai să o lăsăm pe standard. Pentru că dacă trecem mașina pe modul braking, să accelerăm un pic, trecem pe braking, avem mai multă regenerare. Și dacă o trecem pe eco și în B, mai scade regenerarea. Nu mai scade. Deci, indiferent de ce mod ai, e la fel de bună regenerarea dacă ești în B de la braking. Ei, dacă accelerezi și mai tare, o scoatem de pe braking și trecem pe one pedal și suntem pe eco, da, unde nu avem deloc regenerare, pe one pedal avem multă regenerare. Pe standard avem aceeași regenerare și sport la fel. Ei, dacă o scoatem din e-pedal, accelerăm, suntem pe eco. Arătăm cel mai bine pe eco pentru că nu avem deloc regenerare. Pe drive, o trecem pe braking. Trecem pe braking, avem regenerare. Dacă trecem și pe e-pedal, avem și mai multă regenerare. Deci e exact ca la o mașină electrică. Diferența dintre e-pedalul de pe Nissan Leaf, acolo e simplu. Dacă o treci pe eco, ai un pic mai multă regenerare, pe deosebire de asta unde nu ai. Da, dacă o treci în braking, ai mai multă regenerare și dacă o treci pe e-pedal, ai mai multă regenerare. Diferența este că ăsta nu se numește e-pedal, deși scrie e-pedal pe el, se numește e-pedal step. Ceea ce înseamnă că pe Aria, deși n-am condus-o încă, dar trebuie să fie la fel, și pe tot ce înseamnă e-power, hybrid e-power, nu ai one pedal mode. Merge până la 8 km pe oră și de la 8 km pe oră mașina merge așa liniștită și nu se mai oprește. Nu știu de ce au trecut de la e-pedal la e-pedal step, pentru că era utilă. Acum, hai să vedem o chestie. Avem cornering static pe mașină? Nu avem. Dar dacă suntem în parc, nu avem. Deci nu avem cornering static la mașina asta. Bine de văzut. Și acum, hai să mergem. Ei, vreau să mai accelerăm un pic, să mai arătăm o chestie. Hai să zicem că ești în cea mai agresivă regenerare, da? Braking cu e-pedal. Ce se întâmplă dacă trebuie să frânezi? Deci mașina în acest mod regenerează cu 0,20 g, adică accelerație gravitațională de 0,20 g, adică destul de tare. Însă, dacă se întâmplă ca mașina să nu frâneze suficient de tare singură, și o să arătăm acum, frânezi, apeși pe frână, se duce regenerarea, are un brake booster electric care controlează atât regenerarea cât și frânarea hidraulică. Dacă se întâmplă, da, să fii nevoit să frânezi tare, chiar regenerează regenerarea, tu apeși pe tare pe frână, la un moment dat se dezactivează regenerarea și tu apeși pe frână mai tare și frânarea nu mai e la fel de eficientă. Da, și la un moment dat te trezești că mergi mai tare pentru că nu mai ai regenerarea asta. Te aștepți că atunci când apeși pe pedală, mașina să frâneze mai tare și cu regenerare și cu e-pedal, dar de la un punct încolo se dezactivează frânarea regenerativă, nu știu de ce, și frânezi doar cu frâna hidraulică și în momentul ăsta te trezești că mașina merge mai tare, deși o apeși mai tare pe frână și tu vei frânare. E destul de ciudat, necesită un pic de obișnuință, mai ales la frânările de urgență. Ia să accelerăm un pic. Așa. Hai să zicem, avem 100 de km pe oră. Mașina regenerează, tu apeși și la un moment dat te trezești că nu frânează pe cât de tare ai vrea. Evident, dacă te dai în frâne, ai asistență la frânarea de urgență, știi? Dar dacă frânează, tu apeși și acum, uite, eu am apăsat pe frână și mașina frânează, dar nu pe cât de tare aș vrea eu. Interesant. Dar
Ce se întâmplă dacă vrei, ok, eu vreau să merg pe eco, să nu am regenerare deloc, să merg în drive. Cum sunt frânele atunci? Păi hai să vedem. Mergem, luăm o curbă, frumos, nu știu ce, și la un moment dat ne sare vulpea în față. Ne sare vulpea în față și atunci frânarea este ceva mai bună. Dar tot pedala de frână are așa o treaptă pe care o apeși sau de un click, în care treci din frânare regenerativă în frânare hidraulică. Nu că ai avea frânare regenerativă, doar că ai click-ul ăla acolo. Interesant este că avem și pastilă de kickdown, uite, și pe sport. Cum se aude motorul? Deci ai 100% de putere. Tragi, tragi, tragi. Mașina trage, n-ai treabă. Ajungi la viteza maximă foarte repede cu ea. 190 de cai și electrici. Acționează bine. Dar motorul e mult mai silențios decât... Ia uite. Filmează. Uite că primara. Mergem pe curbe cum e mașina. E ok. N-are prea mult ruliu. Puntea față e rapidă, directă. La Austral, de exemplu, frate, de platformă, e mai rapidă direcția, dar e ceva mai ușoară, mai puțin feeling îți oferă, știi? Ia stai să lăsăm faza lungă automată să-și facă ea treaba. E ok mașina, te ține și în scaun, e bine, e plăcută la condus. Sunt curios dacă o trecem pe standard sau pe eco, dacă se ușurează direcția. Da, se ușurează direcția. Doar că evident pedala de accelerație devine ceva mai reticentă, că nu vrea să consumi atât de mult. Uite. Și acum dacă vrei să frânezi, e ceva mai constant, doar că trebuie să apeși un pic mai tare ca să frâneze ea ca lumea. Pentru că ea în mod normal s-ar baza pe regenerare. Fiind la bază o mașină electrică, un range extended electric vehicle, ceea ce nu se mai folosește de mult. E un range extended electric vehicle fără încărcare la priză. E ceva unic în segment. Ia să vedem. Mașina este dată pentru confort. Însă cu jantele astea de 20 de inci poate fi un pic rigid. Adică nu cred că sunt jantele optime. Dacă ai pune jantele de tablă de 17 inci pe ea, alea standard, nu știu dacă încap pe frânele astea mari, dar să zicem că ți-ai un Qashqai cu motorizarea mai hybrid, cutie manuală, jante de tablă pe 17, eu cred că ar fi mult, mult mai confortabilă. Dar cu toate că n-ai punte independentă pe spate, suspensie independentă pe spate. Dar așa e plăcută, să știi. Op. A subvirat un pic acolo, a subvirat binișor. Dar ESP-ul n-a fost brutal, a fost ok. Și farurile bat bine, adică nu prea am ce să le cer. Per total, mașina e una... e bună, adică confortabilă, silențioasă, consumă puțin. Acum că i-am dat eu în gură, a mai crescut consumul puțin. Dar mergând liniștit, am scos 5,4 cu ea. Pentru dita mai SUV-ul cu 190 de cai putere, eu zic că e ok. Înainte să testăm sistemele de asistență, hai să trecăm o chestie. Uite, dacă frânez ușor, mașina frânează ok. Dacă frânez un pic mai tare, deja... și s-a stins și faza lungă. Punem în parc, oprim mașina, oprim motorul, a trecut singură pe frâna de parcare, spune consumul și spune cât ai regenerat și spune cât de eco mergi. 3 stele, am regenerat 7 km, am un consum de 10 pentru că i-am dat în gură. Dar ați auzit aceste sunete? E bine, astea sunt sunetele făcute de Bandai Namco. Bun, hai să dăm dezaburirea ceva mai mare. În clipul cu mașina chinezească v-ați plâns că erau geamurile aburite. E vina mea, pentru că eu dau climatizarea pe încet ca să nu se audă pe lavalieră și de asta s-a aburit și la Nissan Qashqai, mai ales că e căldura mare. Apropo de căldură, avem aici, uitați, căldura la 30 de grade și după aia e high. Deci maximul e 31 sau 30,5. Da, îl trecem pe 23, să zicem, și lăsăm așa. Hai să vedem ProPilot-ul ăsta. ProPilot-ul e simplu. Un pilot automat adaptiv, fie ai limitator, fie ProPilot, selectezi viteza de aici și acum ea virează singură, ține distanța singură, accelerează, frânează singură.
Ce e interesant, volanul este capacitiv, nu este rezistiv. Deci tehnologia a avansat, asta e ProPilot 2. Și dacă vrei să vezi cât de mult durează, hai să vedem. Îți arată și pe head-up display, urlă pe head-up display, bun. Sună de la Bandai Namco. Uitați farurile adaptive. Și acum nu e bine ca mașină în spate și mașina o să frâneze. Că așa e, când ai limită de 70 pe DN, restul merg cu 140. Bun, încercăm încă o dată. Bun, reluăm șmecheria. Warning, emergency stop. Și mi-a frânat, uite, uite, mă frânează singură. Emergency stop. Frânează singură și a pus avariile. Ce tare. Deci cam așa e. Dacă nu răspunzi. Și toate astea, toate sunetele par ca și când ar fi într-un joc. Foarte tare. Foarte șmecher. Și parchează singură, merge singură, te anunță singură. Foarte tare. Bun, și aici se termină episodul nostru cu Nissanul Qashqai. S-a terminat seara. Am început filmarea la apus. Văd că l-am terminat pe timp de noapte. Ce părere aveți despre mașină? Așteptăm comentarii. Nu uitați că puteți susține canalul pentru like, pentru share, pentru subscribe. Hai să facem comunitatea asta mare ca să testăm și mai multe mașini și mechere, să vă aduc și mai multe povești, să facem și noi, probabil sau poate, 50.000 de abonați. Eu vă mulțumesc. Am fost Luci Popa, un pic obosit, da, la cameră Alex Harry Potter, la editare Bogdan Para, mașinul cu Luci Popa oficial se încheie.